Poveste de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. O, povești, povești! Toată lumea este o poveste, căci ce-a fost odată ca niciodată o fi fost ca și astăzi și ce este astăzi va fi odată ca niciodată. Câte focuri, câte lumânări și câte văpaițe n-ai ars, poveste, și toate s-au stins și multe se vor aprinde ca să se stingă iarăși. Numai tu, poveste, nu te vei stinge decât cu cel din urmă om. Și numai acela va ști bine că lumea asta a fost o lungă și aceeași poveste. A fost odată un împărat. Acesta avea o nevastă, iar împreună aveau o fată. Împărăteasa își iubea fata ca lumina ochilor, iar împăratul se prăpădea după ea. Împăratul, care era bătrân, de câte ori o lua pe genunchi, zicea: tu mi-ai deschis ploapele, că era cât pacii să le închid pe veci, fata tatei. Iar peste capul fetei cu cosițe de aur cădea barba lui albă ca niște șuvoaie de apă. Și fata, despicând în două barba mai lungă decât ea, scotea capul ca prin gura cămășii și zicea: bau! Iar împăratul plângea de bucurie și lacrimile alunecau de-a lungul bărbii și de-acolo picurau ca niște feștile pe genunchii goi ai domniței. Împărăteasa avea și ea haz, căci începea și ea adunându-și lacrimile în pumni și îl certa că prea plânge ca o muiere de fie ce și oricând. Și începeau amândoi: ba, iar ai plâns! Ba, n-am plâns! Ba, te-am văzut eu! Și eu te-am văzut pe tine! Ba, eu am râs! Și eu am râs! Iar domnița, care era foarte mică, dar cu ochii în zece, îi da de gol pe amândoi. Tata a plâns că m-a usturat pe genunchi și mama a plâns că are ochii roșii. Acum nu mai aveau ce zice și începeau să râdă, mormăind ca să nu se audă unul pe celălalt. Ce nătâng! Sau ce nătângă! De azi înainte nu mai plâng, că plânsul nu e de-a bună. Așa au petrecut ei mulți ani, până când domnița a început a nu mai fi chiar mică și barba împăratului de până la brâu i-a trecut peste genunchi. Două lucruri îl necăjeau pe împărat: că nu-l mai răbdau puterile pentru a-și ține copila pe genunchi și apoi că prea se făcuse frumoasă din calea afară. Unde să-i găsesc eu pe cineva pe potrivă? Zicea împăratul toată ziulica, dând cu toiagul de colo-colo o pietricică pe care cășuna în neștire. Și două lucruri necăjeau și pe împărăteasă: că nu mai ajungeau mâinile până la sfârșitul părului când își pieptăna fata și apoi ori ține-o zilele să vadă un nepot și o nepoată frumoși ca domnița ei. De se întâlneau, ea cu el, fiecare cu focul lui, se înțelegeau din ochi, deși abia se mai vedeau și cu glas uscat se luau iute la harță, parcă ar fi fost necăjiți unul pe celălalt. Ei, ce mai ai și astăzi? Măria ta, ce ai? Ce s-am? Ale pustiei de bătrâneți. Nu mă mai țin genunchii ca să-mi joc copila. Ce n-aș da să-mi mai facă bau prin barbă? Dar eu, măria ta, trebuie să mă sui pe un scaun ca să-i ajung cu pieptenele în creștet și apoi să mă grămădesc broască la pământ ca să dau de cârlionții de la sfârcul pletelor. Ia vezi, nu glumi, să nu-i rupi părul, că te-ai topit? Bătrânețile, măria ta, câteodată, ce ai zis? Bătrânețile, uneori, îmi rămâne câte un fir lung ca un fir de beteală în dinții pieptenelui. Nu, nu, să nu-ți rămână niciunul, auzit-o mai tu, ori nu mai auzit. Și împăratul pleca mânios, tremurând, izbind cu toiagul în pământ, iar domnița ajunse fată mare. Când își încingea talia cu betelie de aur și pornea ușor ca o umbră, la toți ai curții li se făcea frică ca nu cumva vântul să-i ofilească lumina feței, ori că mijlocul să se frângă, sau că piciorușele în conduri de argint să nu-i scapete în crăpăturile pământului. Și când împărăteasa o scălda, căci nu lăsa nicio altă mână să o atingă, atât se rumenea fața și cutele apei, că împărăteasa nu-i mai zicea hai de te scaldă, ci hai de fă apa mărgean. Într-o zi, ce-i venit domniței că se strecură de lângă maică-sa și se duse pe un zăduf de foc
să bea, ea singură, apă de la puțul de piatră din fundul curților împărătești. Acolo, o babă, uscată ca o scândură și ciuruită în obraș ca un burete, ridica de pe colacul de piatră un ulcior cu apă proaspătă și rece. "Bunico," zise domnița, "să sorb și eu o gură de apă pe gurguiul ulciorului, că mult sâșnesc din el boabe ca de mărgăritar." "Ei, măria ta, unul scoate și 1000 beau," răspunse baba și se încruntă. "Altul ară și altul cară. Pe cine nu-l pârlește soarele, nu-l degeră nici gerul, dar ține și bea și când îi înghiți să nu te neci, că numai flămândul se neacă la masa sătulului." Baba rânji și îi întinse ulciorul. Bietei domniței se făcu frică, puse mâna pe gâtul ulciorului, mâna îi tremură și, scăpând ulciorul de pe colacul de piatră, îl făcu praf și fărâme. Domnița încremeni, iar baba oftă de i se subție pântecele, se negrica bozul și zise: "Răpiți-ar necuratul mințile, cum i-ai răpit tu bucuria apei, și orice ai face, orice ai drege, blestemul meu să te ajungă cum ți-ajunge umbra ta la călcâie." Așa o blestemă baba și, făcând cu mâna în patru părți, plecă ca o vijelie. Domnița intră, podidită de plâns, în iatacul ei de cleștar. Se trânti pe pat și adormi cu genele ude și cu mâinile încrucișate pe piept. Când tresări din somn și deschise ochii, mama sa și tatăl său se uitau la ea cum se uită bătrânii la icoane. Împărăteasa tăcu, iar împăratul zise încet: "Nu mă lăsa, lumina și toiagul bătrâneților mele," și nici o vorbă nu mai scoaseră tustrei, ci se uitară unul la altul până scăpătă soarele. Și tot acolo adormiră, fără să se miște, parcă ar fi fost de piatră. Împăratul îngenunchiat pe barbă, împărăteasa cu o tâmplă pe dunga patului, iar domnița, aci fiartă de călduri, aci cutremurată de fiori. A doua zi, împăratul adună pe toți doctorii și le zise: "Jumătate din împărăția mea aceluia care-mi va vindeca fata." Și niciun doctor nu-i ghici leacul. A treia zi adună pe toți vracii și pe toate vrăjitoresele și le zise: "Toată împărăția mea aceluia care va tămădui pe domniță." Și nimeni nu știu ce să facă și ce să zică. Numai o babă, uscată ca scândura și ciuruită ca un burete, zise împăratului rânjind: "Măria ta, domniței i-a abătut de măritiși, dar unde să-i găsesc eu pe cineva pe potrivă?" Șopti împăratul în urechea împărătesei și pe loc porni vestea pe la toate împărățiile cu feciori de domn care de mult râvniseră la fata cu părul de aur. Până să se adune feciorii de împărat, trecu vreme la mijloc, că unii porneau din revărsatul zorilor, iar alții din scăldătura soarelui, alții de unde noaptea se ridică ca un zăbranic negru și alții chiar de pe unde pământul e drob și piftie. În ajun de a-i trece pe dinainte șirul băieților de împărat, domnița, care nu se mai mișcase din pat, pofti să se scoale și să se plimbe, singură-singurică, prin grădina împărăției. Frumoasă și galeșă și rezemată cu o mână pe umărul împărătesei, iar cu cealaltă petrecută pe după gâtul împăratului, intră în grădină și cu toate rugăciunile părinților de a-i lăsa și pe ei, domnița le închise binișor ușa în obraz și îi lăsă cu inima arsă. Cum rămase singură, cutreieră cărările cu naranți și chiparoși, cu luminișuri de zmarald și cu bolți umbrite și răcoroase. După ce umblă cât umblă, cu ochii pe jumătate închiși, oftă, fără să știe de ce, fără să știe ce vrea, și se lungi pe iarbă, la umbra unei perdele de chiparoși. Cum stătea lungită, o apucă o piroteală și, cum privea într-un adânc fără fund, printre genele lungi, îi se păru că aude un cântec de chitară. Ușor, încet, prelung, o adiere de sunete, o mângâiere dulce, un farmec de pe altă lume, ca o licărire depărtată care s-apropie și iar s-afundă și iar se întoarce. Dar cântecul o gâdilă pe obrajii rumeni și-i furnică din tălpile mititele până în creștetul luminos. I se păru că aude un glas
fericit, care cânta și vorbea după tremuratul ușurel al chitarei. Tim-tam, adormi și rămâi deșteaptă. Tim-tam, care e adevăratul vis, ziua sau noaptea? Văd frumos vine noaptea și pleacă de cu ziua. Văd frumos este șchiop, dar nimeni nu cântă ca el și nimeni nu mângâie și nu sărută mai dulce ca el. Tim-tam! Și domnița simți niște buze de foc pe amândoi obrajii, tresări și, sprijinindu-se într-un cot, privi speriată înainte pe cărarea îngustă cu strop de umbră și de lumină. Îl văzu pe minunatul cântăreț, care îi zâmbea și îi făcea semn să se apropie. La șoldul stâng purta un paloș foarte lat, iar în mâna dreaptă ținea o chitară cu gâtul lung, iar ochii îi scânteiau ca doi cărbune aprinși. Domnița dădu să țipe și nu putu. Sări în picioare, voi să fugă, dar, ca și cum ar fi fost prinsă de talie de niște brațe lungi, începu să pășească spre cântărețul care o aștepta cu mâinile întinse. Când se apropie de el, deschise brațele și, voind, fără să vrea, ca să-l strângă în brațe, mâinile îi trecură prin el. Apoi simți un sărut sub bărbie și, uitându-se înainte, văzu pe cântăreț ca o umbră, o umbră șchioapă care se ducea cântând. Tim-tam, tim-tam, văd frumos este șchiop și nimeni nu leagănă mai bine ca el și nimeni nu mângâie și nu sărută mai dulce ca el. Tim-tam, umbra s-a topit, adormi și rămâi deșteaptă, fată cu plete de aur. Dreaptă și nemișcată ca o făclie, se uită după umbra șchioapă cum se ducea, se tot ducea, mică și mai mică, până ce se înnecă în ceața depărtării. Apoi, fără să mai simtă ceva, în afară de un vuiet foarte adânc, în fundul urechilor, intră în atacul de cleștar, se trânti în pat și începu să plângă. Împăratul și împărăteasa îi culegeau fiecare lacrimă în năframele lor și o întrebau: spune-ne nouă ce vrei, lumina și toiagul bătrâneților noastre. A doua zi, împăratul și împărăteasa stăteau încremeniți pe jețurile lor de sidef, presărate cu pietre scumpe. Domnița bolea, lungită în pat, cu ochii pe jumătate închiși, iar pe dinainte ei treceau feciorii de împărat ca să-și aleagă unul, ea, dorita tuturor. Trecu cel din tâi, numai în zale, de sus până jos, cu chivără de argint și când pășea, zalele sclipitoare zuruiau ca și cum ar fi fost vii. Domnița nu dădu niciun semn, voinicul plecă rușinat. Trecu altul, cu părul lung și negru ca de corb, cu cămașa ușoară, albă ca floarea și cu chenare de găitan aurit, încins pe la mijloc cu un brâu de mătase verde. Și când pășea, pletele îi se legănau pe umeri, iar cutele albe, din șolduri până la călcâie, se îndoiau frumos după legănatul trupului. Domnița nu se uită nici la el și drăguțul se duse cu inima secată. Trecu al treilea, numai în fireturi și steme, și nici pe el nu căzură ochii domniței. Așa, până în seară, se încheie și se rușină lungul șir de feciori de împărați. Tocmai l-a isprăvit, șontâc, șontâc, veni și un cântăreț șchiop. Pe șoldul stâng purta un paloș lat, iar în mâna dreaptă ținea o chitară cu gâtul lung. Împăratul și împărăteasa, cum îl văzură, se înfiorară. Ce gură mare și strâmbă și ochii din cap îi scânteiau ca doi cărbune aprinși, înalt, deșirat, cu un picior mai scurt și cu altul mai lung. Șontâc, șontâc, și când ajunse în dreptul patului, domnița tresări, deschise niște ochi mari, sări drept în picioare și întinse mâna. Împăratul și împărăteasa plecară ochii în jos, iar domnița, dându-le în genunchi, le zise: iată, mirele meu, nimeni nu cântă ca el, nimeni nu sărută ca el. Împăratul își ridică mustățile cu o mână și cu alta, apăsându-și barba, zise ca și cum și-ar fi dat sufletul: fie! Împărăteasa se cutremură și se duse să poruncească de masă. Se puse masă împărătească, dar masă tristă, mai tristă ca întunericul. A doua zi era să fie nunta și a treia zi era să fie război mare cu toți feciorii de împărați, rușinați de cântărețul șchiop și deșirat. În jurul mesei, lângă împărăteasă, se așeză fiica sa, iar lângă ea
cântărețul, mai departe de cântăreț, oftă și stătu bietul împărat. Împăratul nu își mai lua ochii de la el și, dând din cap, îi zise: Ginere, de ce înghiți carnea nemestecată? Mi-e foame, tată, mi-e foame. Aș înghiți 9 suflete nemestecate. Vin tocmai de la marginea pământului. Așa răspunse cântărețul și mai înghiți încă o halcă de carne. Ginere, dar de ce ți scânteiază și zdogoresc ochii ca doi cărbuni aprinși? În ochii mei vezi stemele măriei tale, răspunse cântărețul uitându-se în jos. Împăratul își luă corona de pe frunte și o aruncă cât colo. Ginere, de ce cu o mână baci pâinea în gură și cu alta o scoți? Numai carnea îți place? Cine a frământat azima îi mirosea mâinile a ceapă. Vezi, tată, vezi? Zise fata înduioșată. Ginere, ce-ți țăcănesc dinții și măselele ca și cum ar fi de oțel? Din greșeală am strâns furculița în dinți, răspunse cântărețul și trânti furculița pe farfurie. Ginere, dar de ce sunt unghiile așa de lungi și de ascuțite? Ce unghii? Și parcă ar fi fost o pisică, așa își trase unghiile sub piele. Ce unghii, măria ta! Ieri mi le-am tocit cu gresia ca să nu zgârii mâinile albe ale drăguței mele. Ginere, dar mult păr ai pe mâna dreaptă, parcă ai fi lup, așa e de des și de aspru. Cântărețul se făcu negru-verde și răspunse, încheindu-și banta. E un semn, un petic de păr pe care l-avem din moș strămoși, dar încolo sunt alb ca zăpada și rumen ca răsura. Ginere, mai zise împăratul tremurând, ce ai pe frunte ca două umflături de berbec tânăr? Socrule, răspunse el necăjit, într-o parte m-a izbit cu buzduganul un uriaș și în alta un zmeu. Ei au crăpat în luptă, iar eu am rămas cu două cucuie. Vezi, tată, vezi? Îngână domnița și își înghiți lacrimile, căci mult i se părea tatăl său de rău. Cântărețul se ridică de la masă. Sunt obosit de atâta drum, să mă iertați, mă duc să mă culc. Ginere, se răsti împăratul, dar nu faci barem o cruce după masă? Cântărețul își întoarse fața, clănțăni din dinți și zise: Eu mă închin la mine, să nu mă vadă nimeni. Și plecă pe ușă afară. Fata se culcă în iatacul ei de cleștar. Împăratul ceru împărătesei crucea din paraclisul domnesc ca să o pună sub căpătâi. Împăratul se culcă și avea la cap 2 sfeșnice mari de argint și la picioare alte 2, toate 4 cu făclii aprinse. Trase un somn și tresări. Nu era nimeni. Trase 2 și iar tresări. Dar nu era nimeni. A treia oară, tresărind și mai tare, văzu la capul lui o dihanie deșirată, cu păr ca de lup, cu ochii ca doi cărbune aprinși, clănțănind din niște dinți de oțel, mai lungi ca piroanele. Împăratul scoase crucea de sub căpătâi și o ridică deasupra demonului, strigând: Piei, demone, ucigă-te-ar crucea! Împăratul văzu atunci ce nu mai văzuse în toată viața lui. Dihania se cutremură, se lungi și se subție și, ca și cum ar fi fost un fir de ață, se strecură prin gaura cheii. Dar, cât de repede se strecură, împăratul tot văzu că are un picior mai lung cu 10 coți ca celălalt. Și când împăratul se uită pe jos, văzu o chitară cu gâtul lung și cu coardele pleznite și, înhățând-o, răcni. El este! Se repezi în atacul fetei, trântind ușile ca o vijelie. Pipăi patul, dar fata nu era nicăieri. Atunci alergă la grajdul murgului, care mânca jăratic, și strigă: Murgule! Într-o clipă, murgul rupse ștreangul, dărâmă ușa și îngenunche înaintea stăpânului său. Împăratul încălecă și porunci: Ca gândul! Și porni bidiviul mai iute ca vântul. În urma împăratului, barba despicată în 2 îi fâlfâia ca 2 steaguri albe. Văile și dealurile îi se pierdeau în urmă ca niște rotocoale. Codrii îi păreau ca niște ape tulburi, fugind la miază zi.
Vântul pe care îl lăsa în urmă îndoia stejarii, frângându-i ca pe niște nuiele. Înaintea lor, cântărețul gonea și se lungea de ce-l apropiau câte o belie, câte un brad, câte un plop, aruncând piciorul lung în văi și păl scurt în dealuri. În cârca lui, domnița, când mai trebuia doar o aruncătură până la dihanie, se revărsă de ziua. Cocoșii cântară de trei ori. Pocitura se opri în loc, se răsuci ca un sfredel și intră în pământ, lăsând pe iarbă pe domnița fără simțiri. Murgul îngenunchie, împăratul își ridică fata. Cu o mână o luă de mijloc și alta i-o înfipse în păr, încălecă și porni. Încet, murgule, să nu o deșteptăm! Atât mai zise împăratul și, dând ochii peste cap, căscă gura și fălcile îi trosniră din încheieturi, închise ochii și două lacrimi îi înghețară sub gene ca două diamante. Împăratul încremeni pe cal, iar de-a curmezișul, în brațele lui reci, stătea leșinată domnița cu părul de aur, lung până în pământ, ca o beteală lungă. Peste ea curgea barba albă a împăratului. Încet, încet, îi duse murgul zile și nopți. Împăratul stătea țeapăn, cu ochii închiși, iar mâinile domniței, albe și moi, se clătinau, bătându-și urel coastele murgului. Când intrară în curtea palatului împărăteasa, toți boierii mari și toți curtenii căzură în genunchi, iar când murgul necheză, împărăteasa și boierii, punând mâna pe împărat și pe domniță, înmărmuriră. Împăratul era rece ca gheața, iar domnița era caldă și îi se bătea inima. Voind să ridice pe împărat de pe cal, le-a fost cu neputință și, voind să ia pe domniță din brațele împăratului, mâna lui nu îi se descleștă din creștetul ei. Atunci au chemat preoți mulți și mitropoliți, câți erau, și au început sfintele slujbe ca să dezlege pe împărat din spinarea calului și creștetul domniței din mâna rece a împăratului. Și, isprăvindu-se slujba, o babă, uscată și ciuruită ca un burete, a zis în gura mare: "Fetele, dacă îmbătrânesc la ușa părinților, înnebunesc, dar și dacă fug, le ia dracu." "Amin," zise prelung un diacon care rămăsese în urmă cu slujba. Și atunci, ca prin minune, împăratul alunecă la vale pe șeile calului și mâna i se dezlipi din creștetul domniței, iar mulți au auzit un oftat greu când împăratul căzu, lung și țeapăn, la pământ. Domnița deschise ochii, începu să jelească pe tatăl său și îl jelia în mulți, dar, de frica dracului, nu s-a mai măritat. Cine știe ce a fost odată ca niciodată, o fi fost ca și astăzi, și ce este astăzi va fi odată ca niciodată.